Avertizările meteorologilor rămân valabile și sâmbătă 5 august. Disconfortul termic va deveni deosebit de accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități și se va situa frecvent în zonele joase de relief, între 82 și 84 de unități. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între 22 și 25 de grade. În zonele de câmpie și de podiș ale județelor Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Sălaj, Cluj, Mureș, Alba, Hunedoara, Mehedinți și Dolj se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale perioadei și care se vor situa între 39 și 42 de grade. În Moldova, Dobrogea, Muntenia și local în Maramureș, Transilvania și Oltenia, temperaturile maxime se vor situa în general între 36 și 39 de grade, valori cu mult mai ridicate decât mediile climatologice specifice perioadei. Potrivit ANM, treptat, valul de căldură se va restrânge către regiunile sudice și va persista până în mijlocul săptămânii viitoare. Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, în special în zonele de munte și în jumătatea de nord a țării. Iată temperaturile din acest sfârșit de săptămână în zona Munteniei.